Zi tu prima. Zic eu prima. Putem să consumăm alimente stricate. Fii serios! Haide, nu, nu, nu fi așa, așa, așa teatral, că e o chestiune foarte serioasă. Ce teatru? Tu ai, tu ai mâncat, Mihaela? S-a rămânat Bună dimineața din Bună nou. Dimineața. Să vedeți că am, am avut o binia. discuție în pauză și a zis am că am da, pot fi, pot fi mâncate nu anumite alimente. Anumite alimente, bineînțeles, stricate, expirate, mucegăite, fermentate. Da, poate fi șocant, însă nu numai că prevenim risipa alimentară, dar chiar ne îmbogățim organismul cu aceste populații, iată, cu aceste culturi bacteriene care întregesc microbiota și ne cresc imunitatea. Foarte și aici, când mă, când mă refer la expirate și stricate, mă refer... În primul rând la brânzeturi Să nu uităm cei care Nu iubesc brânza împuțită Între ghilimele, Au probleme în a intra în Franța Într-un magazin de brânzeturi În care nu numai că miroase dezgustător Dar chiar acele mucegaiuri sunt consistente Putem să facem și noi acasă în propriul frigider Iată, eu mi iau tot timpul o, o brânză de burduf în burduful acela am, natural Am intrat într-un oraș frumos undeva Într-un magazin de carne putrezită Înțelegi? A, iată, mai nou și carne. carnea deci, nu vrei să cum?

Da, deci da, se da, da. ne ochii da? Și doamne cât de scumpă este știi? Exact. Stai Așa, stai să stai, 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 le luăm pe rând Mați-mă încet Zic cu brânza <răză> În momentul în care ea Acolo avem o mulțime de lactobacili da, Bifidobacterii și atunci Dacă noi creăm acest mediu de cultură Că laptele este bun și pentru Clar. bacterii Nu doar pentru noi, e un mediu perfect de cultură Ele se multiplică Și nu toate aceste colonii bacteriene Sunt periculoase, dăunătoare Sau creează toxinfecții alimentare mai este un lucru de care uităm să ținem cont Pentru că industria alimentară ne împinge la supraconsum Este clar, dacă ați observat, termenul de garanție Datorită acestei griji excesive și a siguranței sanitare Care este dusă la extrem Termenul de garanție a început să fie din ce în ce mai scurt Astfel încât se aruncă foarte multe alimente Se face o risipă alimentară pentru produse care altfel sunt perfecte pentru consum Și vă dau un exemplu banal Orezul pastele făinoase pot fi consumate li fără nicio problemă, încă poate mai mult de un an după ce au expirat, nu se întâmplă nimic acolo. Din nou, făina, mălaiul, toate produsele acestea făinoase, biscuiții uscați, pesmetul, pâinea, pâinea prăjită și uscată. Fără fluturi, da. Fără -au, fluturi. Exact! Și aici vreau să fac un apel, sau mai degrabă să ne trezim un pic noi consumatorii din această, nici nu știu cum să o numesc infantilism în care ne-a dus uh, societatea în care trăim, adică noi nu ni se spune, noi așteptăm să ni se spună din exterior ce e bun, ce nu e bun, uitând că natura ne-a dat cele cinci simțuri, tocmai ca să analizăm mâncarea, să o gustăm, să o mirosim. Și să vedem dacă uh, ea este bună de mâncat. Adică, uh, inclusiv produse care au sunt în termenul de garanție, dacă nu au fost păstrate în condiții optime de temperatură, Correct. pot fi alterate, pot fi stricate și noi, dacă nu ne folosim simțurile, este pericol că ne putem, iată. Toxi -infecții exact, alimentare. exact, chiar dacă produsul nu este expirat. Da. Ne dădeai mai devreme un exemplu legat de uh, brânza de burduf pe care o cumperi da. în acel. Și deci are termen de garanție, ce să spun, poate nici o lună de zile. Inclusiv structura ei, o vedem că atunci când este proaspătă, este mai moale, mai plină de apă. În momentul în care o lăsăm, nu știu, o lună, da, chiar poate și mai azi. mult, da, începe să se usuce. E adevărat, la suprafață se face un strat de mucegai, însă acolo este o proliferare benefică de culturi bacteriene și pe măsură ce se învechește, gustul ei se schimbă, se transformă chiar într-un parmezan, se usucă, este deja altă savoare. Deci în momentul în care vorbim de produse lactate, prin uh, prin în timp nu facem decât să multiplicăm aceste culturi bacteriene și e de bine, inclusiv iaurtul, da, poate fi consumat chiar până la 3 săptămâni după termenul de expirare. Bineînțeles, îl deschidem, ne uităm, există sau nu mucegai și îl gustăm. Dacă este amar, nu mai este bun. În schimb, sunt persoane care preferă gustul un pic mai acid, mm -hmm. mai, înțepător, mai înțepător, mai acrișor. Da, da, și da. atunci, un iaurt care este acrișor înseamnă că este bine fermentat. La fel, nu uitați salamul de sibiu, da, el este pulverizat cu acele mucegaiuri nobile, tocmai pentru că respectivele mucegaiuri creează în interior un mediu sigur pentru învechirea lui. Da? Deci avem nevoie de aceste mucegaiuri. Din nou, alimentele fermentate și știm foarte bine, borșul, drojdile toate sunt, sunt alimente care au efect probiotic și atunci nu trebuie să ne fie frică de astfel de produse. Ciocolata, dragii mei, poate fi consumată încă un an de zile după termenul de expirare, chiar dacă, într-adevăr, când deschideți ambalajul, veți vedea o peliculă albă, este da, grăsimea da, da. de. Și atenție, cacao. La dinți că s-a mai întărit un pic când da, am deschis. Exact și gustul <laughs> este un pic mai fărâmicioasă, dar da. asta nu înseamnă că e stricată. stricată okay. Deci trebuie să nu cădem în extrema uh -huh. siguranță alimentare pentru că iată la elvețieni datorită acestor reguli extrem de stricte laptele trebuie pasteurizat fiert înainte de a face brânză și atunci s-a terminat cu producția de brânză ei nu mai fac brânză fac doar cașcaval da, da. pentru că din lapte pasteurizat nu mai ai ce culturi bacteriene să ți fermenteze. Am, Bineînțeles, când vorbim de o conservă care e bombată, când vorbim de lucruri care evident sunt stricate, acolo nu. Peștele, carnea, oul se strică no. repede. Clar. Însă lucrurile Clar. care care sunt bune de mâncat, nu întotdeauna trebuie să fie, iată cu termenul de garanție uh, respectată. Am înțeles. Bine. Mulțumim. Sărbăcăluș, mulțumim frumos. Ne vedem mâine. O da, da. Din nou la o porție de bun și bine. Bine.